O femeie a avut șocul vieții când a tăiat o roșie. Tomatele sunt fără doar și poate în topul preferințelor românilor, fiind printre cele mai consumate alimente, mai ales vara. În ultimii ani, tot mai multă lume alege să meargă la cumpărături în supermarketuri decât în piețe. O femeie din Cluj a avut șocul vieții când a tăiat o roșie, după ce a cumpărat un kilogram de roșii țărănești. Într-un mare supermarket din oraș, Clujanca a observat în interiorul lor o masă bizară, densă, aproape gelatinoasă. Revoltată femeie a făcut câteva poze pe care le-a publicat pe internet. Fotografia a stârnit un val de reacții în rândul internauților. Unii au sfătuit-o să-și cumpere produsele doar din piețe, unde încă se mai găsesc legume și fructe de grădină de la producători locali. Nu înțeleg de ce cumpărați de la ei când acum sunt roșii de grădină la pia de la producători locali. Sunt atât săran ce nu pot vinde produsele. De ce nu cumpărați de la ei? Alții s-au regăsit în postare și au sugerat să se sizeze autoritățile. Aceeași problemă am pățit-o cu ouăle a treia oară într-o săptămână. Din cofraj de 10 ou am păstrat câte unul din fiecare, restul le-am aruncat. Miroseau, aveau albușul galben și niște urme asemănătoare cu niște intestine subțiri. Anunțați ANSVSA, nu este normal. Va sugera să faceți la fel, să se pună pe treabă. Deja e bătaie de joc și unii te otrăvesc pe bani și cu acte în regulă. Relatează românia TV.net